Despre această opțiune de ecologizare, am o părere foarte bună, deoarece este un rol esențial în binea dezvoltarea generațiilor care urmează și a generației noastre. Și vreau să aduc foarte multe mulțumiri administrației Colegiului Tehnic Turda, care ne ajută an de an și ne mobilizează ca să venim aici de circa, avem peste 6 ani participând la aceste acțiuni de ecologizare. Și ne stăruim să ne tragem și colegii noștri, generațiile mai mici, ca să facem să fie o... să participe an de an și în ce mediul nostru să se facă cât mai curat și cât mai verde. Consider că aceste acțiuni ajută foarte mult mediul, inclusiv fauna are un factor decisiv asupra mediului. Consider că este o acțiune necesară ca fiecare om să curețe și ține, de fapt, ca o responsabilitate pentru fiecare ca să se îngrijească cumva de mediul în care trăiește și consider că această activitate ne dezvoltă și pe noi ca oameni, ne învață să lucrăm în echipă și o acțiune mică cu un rezultat foarte mare. Colegii tehnici participă de puțin de 6 ani în fiecare an la această activitate de ecologizare și cu numai aceasta la toate activitățile de ecologizare la care suntem invitați din partea primăriei Turda. Noi vrem să avem un mediu curat, gândim verde, deci trebuie să adresăm totul verde în urma noastră. Ca de fiecare dată, compania de apă a răspuns prezent la invitația administrației publice de a participa la activitățile de ecologizare a malului Arieșului. Ca și în anii trecuți, am venit împreună cu colegii mei ca să dăm o mână de ajutor, încercând să facem malul Arieșului mai frumos. Da. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, atât la partea de păstrare a curățeniei, cât și la partea de igienizare. În primul rând să nu aruncăm pe jos ceea ce trebuie aruncat la pubelele speciale și la astfel de acțiuni toată lumea să încerce să răspundă prezent și să dea o mână de ajutor, că atunci totul se face mult mai ușor dacă suntem mulți.